Locuitorii orașului Breaza au cu ce se mândri. Trei eleve de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu s-au calificat la faza națională a concursului religios Bucuria de a fi creștin. A fost plăcere să învăț. Am învățat în aproape 2 zile. Ce simți tu când particip la aceste concursuri? Simt că am puține emoții, dar îmi trec repede. Și când obții rezultatele? Sunt foarte fericită pentru că am participat. Transmite o liniște sufletească și celor din jur am ascultat că nu numai le place, dar și îi liniștește. Și pe mine la fel când îl cânt. Pentru mine este ca o rugăciune. Mă simt mai aproape de Dumnezeu. Intru în comuniune cu El. Aveam 3 secțiuni. Secțiunea interpretare text religios, secțiunea poezie religioasă și cântare religioasă, secțiunea cântare religioasă. Cele 3 fetițe au muncit, s-au străduit să aducă, să zic așa, premii școlii. Nu ne-am gândit că obținem locul întâi, dar la faza zonală am obținut locul întâi la toate cele 3 secțiuni. A fost prilej de bucurie și când au ajuns la faza regională. Mai mult, acum 1 săptămână ne-am deplasat la București, acolo unde a avut loc la Seminarul Teologic București faza regională. A fost pe 8 mai. Am avut o bucurie imensă în suflet când cele 3 fetițe au fost clasate tot pe locurile întâi și la această fază. Faza națională se va desfășura pe 20 mai la București în Aula Patriarhală.